Căpșunul Slemenține în topul celor mai profitabile culturi agricole și în 2019. Anul trecut, cei care au cultivat fructele au ieșit cu ele pe piață primăvara de vreme și au avut vânzări până toamna târziu. Toate cifrele afacerii vi le aduce chiar acum Oana Matei. Pentru înființarea unei culturi de căpșuni e nevoie de 80.000 până la 100.000 de plante la hectar. Plantarea se face în benzi de 2 până la 5 rânduri. Căpșunul este o specie precoce, diferențiază muguri de rod din primul an de la plantare. La soiurile productive întâlnim 30 până la 50 de fructe pe o plantă. Potențialul de producție este diferit în funcție de soi și de sistemul de cultură, putând fi de la 10 la 25 de tone la hectar pentru producția în câmp și până la 40-50 de tone la hectar în spațiile protejate. La căpșun există soiuri bifere, sunt acele soiuri care fructifică de 2 ori pe an, primăvara și toamna, și soiuri remontante cu fructificare aproape continuă pe toată perioada de vegetație. Investiția inițială depinde mult de materialul săditor folosit. Trebuie luat în calcul și faptul că e nevoie de un sistem de irigare, dar și de folie neagră de mulcire. Costurile medii se ridică de la 10.000 de euro. Cam atât sunt și costurile de întreținere. Intră aici și forța de muncă. Țineți cont că la cules, pentru un hectar, sunt necesari 15 oameni să lucreze 10-12 ore. Plantația are nevoie de asemenea de îngrijire. Trebuie plivită și trebuie prășită. Cererea de căpșune pe piață este tot mai mare, deci modalitățile de valorificare sunt destule. Din ele se fac siropuri, se fac gemuri sau se consumă ca atare. Cultura este foarte profitabilă și fără prelucrare, doar vânzând produsele ca atare. Prețul mediu de vânzare este de 5-15 lei pe kilogram în funcție de sezon. Veniturile medii ajung în acest fel undeva la 50.000 de euro. Dacă tragem linie și scădem costurile inițiale și costurile de întreținere, obținem un profit de cel puțin 25.000 de euro pentru un hectar. Căpșunul este specia pomicolă cu cea mai mică longevitate economică, putând fi cultivată atât ca plantă anuală, cât și într-o cultură pe mai mulți ani, dar nu mai mult de 3. Producția în anul 4 este doar jumătate din cea din anul 2, deci întreținerea unei astfel de culturi nu mai e profitabilă și trebuie defrișată.